primăria municipiului Târgoviște se petrece un eveniment absolut deosebit. Avem onoarea de a, de a avea oaspete pe excelența sa, doamna Jiangyu, care este ambasador al Republicii Populare Chineze în România. Este prima vizită pe care excelența sa o face în calitate de ambasador al Republicii Populare Chineze în România, în condițiile în care ieri au fost depuse scrisorile de acreditare. Ne bucurăm foarte mult să avem prilejul de a discuta cu excelența sa. China este o țară cu o istorie de peste 5.000 de ani. Și ca o coincidență îmbucurătoare, anul acesta se împlinesc 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Populară Chineză. Am discutat despre relațiile care există între România și Republica Populară Chineză. Mi-am prezentat, doamne ambasador, relațiile de colaborare care și de prietenie care există între municipiul Târgoviște și orașul Guilin din regiunea Guangxi, China. Relații stabilite în august anul trecut și care urmează să se definitiveze la nivel de protocol oficial în octombrie anul acesta. China este principalul partener economic al României în Asia. Există câteva investiții și în municipiul Târgoviște, câteva afaceri și în municipiul Târgoviște. Și m-a bucurat foarte mult ceea ce mi-a spus excelența sa, și anume că are ca obiectiv dezvoltarea relațiilor economice, culturale, din domeniul turismului, dintre România și Republica Populară Chineză. Încurajăm foarte mult aceste demersuri, care ne bucură și pe noi foarte mult. Mulțumesc, părinte Ricard. Bună ziua, vă spun și eu. În calitatea pe care o am de vicar eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum și de delegat al înalt-preasfințitului părinte Nifon, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei, la această întâlnire cu excelența sa, doamna ambasadora Republicii Populare Chineze în România, am transmis salutul înalt-preasfinției sale, pe de o parte, și pe de altă parte regretul că nu a putut participa astăzi la această întâlnire, fiind plecat la Geneva pentru dialogul dintre Consiliul Mondial al Bisericilor și Biserica Romano-Catolică. Am prezentat, doamnei ambasador, importanța culturală și eclezială a municipiului Târgoviște, respectiv cetate de scaun, fostă capitală a țării românești, reședința mitropoliților munteni, adică a conducătorilor Bisericii Ortodoxe Române, precum și faptul că la Târgoviște a fost tipărită prima carte de pe tărâm românesc în anul 1508, liturghierului Macarie de la Mănăstirea Dealu, pe care l-am și oferit excelenței sale din partea înalt-preasfinției sale. Și nu în ultimul rând, faptul că la Târgoviște a fost înființată prima universitate, Scola Greca et Latina, la Mănăstirea Stelei. Având în vedere
importanța culturală și eclezială a municipiului nostru. Suntem convinși că putem să dezvoltăm relații de acest gen cu Republica Populară Chineză, cea care este păstrătoarea uneia din cele mai vechi culturi și spiritualități ale lumii. De asemenea, i-am exprimat excelenței sale, domnule ambasador, faptul că apreciem în mod deosebit budismul, taoismul și confucianismul, care pentru lumea întreagă reprezintă repere morale incontestabile. O așteptăm pe doamna ambasador și la Crucea Roșie, așa cum s-a aflat din programul pe care îl are astăzi. Și în calitate de președinte al Crucii Roșii, filiala Dâmbovița, aș vrea să îi spun, doamnei ambasador, faptul că avem relații deosebite cu filialele din Nanning și din Beijing. Dar aceste lucruri le vom discuta mai pe larg la sediul Crucii Roșii. Vă mulțumim, doamna ambasador, și suntem convinși că vom avea relații foarte bune de aici în continuare. Încă o dată este o mare bucurie să pot să vizitez la Dâmbovița și la Târgoviște. Localul aici este un loc foarte important. Joacă un rol important în istoria, cultura și dezvoltarea României. Am venit aici să adresez sincer salutări pentru cultura și istoria României și pentru poporul român. Împreună cu domnul primar, noi am discutat perspectiva în viitor despre colaborările la nivel local între cele două părți. 今年是我们两国建交70周年，15周年。在这一个承前启后、继往开来的重要的年份，我们面临着把传统技术的发扬，而且也面临着提升各领域的升级重要的任务。Anul acesta este un an important. Anul acesta este 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România și totodată 15 ani de la înființarea parteneriatului Anul Reptănie, Prietenie și Colaborare. În anul acesta avem sarcini grele de făcut, cum este promovarea colaborările în toate domeniile, să dezvoltăm prietenia noastră tradițională. În săptămâna trecută, dintre premierul Li Keqiang al Chinei și doamna prim-ministrul Dăncilă, am avut o întâlnire în cadrul summitul de colaborare 16+1 în Dubrovnik. Dintre cele două părți, cele două țări au semnat o serie de acorduri de colaborare bilaterală. În acest moment special istoric, dorim foarte mult ca cele două țări să poată aibă o dezvoltare în mai multe proiecte, în toate domeniile, și să aprofundăm colaborările noastre programatice. Aș dori să subliniez aici că prietenia dintre cele două popoare
întotdeauna este o bază solidă și o forță motrică pentru dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale. În mandatul meu să putem să am o colaborare strânsă cu partea politică, economică și cu toate categoriile sociale în României, să promovăm pe una relația noastră la un nou nivel. Mulțumim foarte mult!